centralizare. Eu nu url, e extraordinar, am luat-o imediat și am început să citesc când aveam din ea. Extraordinar, iată poezie, poezia vie ca reactivă. Poezia nu este depus în vitrină, nu este să-i dai o materie plus la liceu elevului. Nici vorba, e o formă de viață extrem de misterioasă, nu știm de unde își ia energiile, dar e real faptul că ele există și sunt uriașe, sunt imense aceste energii, pentru că sunt energiile imense din interiorul limbic. Acestea sunt lucruri concrete, sunt exact cum sunt particulele elementare din interiorul materiei acolo unde crezi că este mic. Nu, este o forță extraordinară, mai că trebuie să imprimăm o anumită energie ca să vedem existența. Iar Dino se întreba ușor melancolic, scuză-mă, te întreb doar atât, de dimineață când am avut o cahară, cu Andrei, tu crezi că noi am putea să facem o antologie de genul ăsta? Și am zis, teoretic da, dar va fi mai greu să le aduc pe acei poeți împreună într-o carte. Pentru că vor începe acele mici discuții ale albumet, în care un poet nu va putea să se alături de alt poet, din diverse motive, deși protestează, cum au făcut băieții spanioli, în fața conjurației indecizilor. Dinu se întreba, de vreme ce se întreba, poate avea și răspunsul. Haideți să vedeți că îmi face multă plăcere să citesc din traducerile mele. La sfârșit o să vă zic și un poem de-al meu. Deja nu mai există altă pasiune decât indiferența. Știu că destinul se opune eternității. Deci să nu mai existe nici destin, nici eternitate. Totuși, cineva geme în casă. Dispariția încă nu e perfectă. Nu se epuizează amețeala. Nu vine acea plăcititate ce nu mai speră. Probabil că eu însumi îmi urmez mie însumi. Nu știu cine, dar cineva anume e mort în mine. Ieri, de asemenea, am ușinat dispariția și eram amenințat de lumină. Dar astăzi altul este cuțitul pe care îl am dinaintea ochilor. Nu vreau să fiu propriul meu străin, mă încurcă închipuirile. E greu să injectezi zi de zi lumină în vene și să te învelecucești cu estomparea chipurilor cunoscute, până când ele devin niște chipuri iubite, după care plângi pentru putele mei părăsi sau pentru că te vor părăsi ele. Câtă prostie să-ți fie frică de marginea falsității și câtă trudă să renunți la inexistență, iar după aceea să mori zi de zi. Este un proiect teribil de o densitate a disperării și, în același timp, din această frământare, din acest uruit de roci care nici cuvintele poate sunt niște roci care se macerează undeva în interior, iese o densitate de disperare și de viață. Paradoxul este că în momentul în care poezia degajă atâta autenticitate și disperarea este totuși o setă de viață. L-am tradus cu foarte multă dificultate și foarte puternic influențat de pesimismul său în negru, dar cu o bucurie imensă că treceau, toate nuanțele limbii spaniole în românește. De altfel, este spre lauda ei, această editură de Icon este dintre puținele care am înțeles și rostul unei traduce. Trebuie să fie bilingvă totdeauna. Mai cu seama din idiomurile, din limbile neolatine, noi trebuie să avem în față originalul, pentru că asta te îndeamnă la o lectură comparativă. De fapt, asta îți deschide două uși despre același interior. Eu voiam să te rog, poate puțin mai târziu, dacă vrei, poți să o faci și acum, pentru că vreau să spun că am început să citesc cartea așa cum se începe. Unii preferă să poireteze, pot să citească Racusti, dar din prima sa carte, Brus Castilian, când am citit după 20 de ani, a fost extraordinar de atins. Este o istorie a lui, este o istorie personală, este deschiderea, uvertura. Acest poet prezintă într-un poem rădăcinile sale. Ai putea zice că rădăcina poeziei sale. Felul în care el devine poet, într-o existență extraordinară de precară, de dură. Da, și era foarte sărac și mâncea de la mâncit de la 12 exact, ani. Poate că lucrul ăsta ar putea să pară ușor sentimentaluit la un moment dat, unor degustători de poezie. Însă mie mi-a plăcut tocmai această simplitate și această evocare a figurii mamei, care este extraordinară evocată de multe poeme. Și dacă ai vrea să citești acest după 20 de ani.
Pe vremea când aveam 14 ani, mă puneau să lucrez până seara târziu. Iar când soseam acasă, mama mea îmi lua capul și mi-l strângea în palme. Eram un băiat care iubea soarele și pământul și țipetele prietenilor mei prin cățișuri, precum și focurile ce vâlvoreau în noapte și tot ceea ce îți dă sănătate și prietenie sau face să-ți crească inima. Iarna, pe la 5 dimineața, venea mama la capul patului meu și începea să-mi spună pe nume, mângâindu-mi fața până mă trezea. Ieșeam din casă cu noaptea în cap, iar de fric ochii păreau că mi se înăspreau. Nu era prea drept, dar era frumos când pășeam pe stradă și îmi auzeam pașii și simțeam noaptea celor care încă mai dormeau și îmi înțelegeam ca pe o singură ființă cum se odihneau pe aceeași existență cu toții în unul și în același vis. Ajungeam la muncă, biroul mirosea urât, era jarnic, după care soseau femeile și se apucau de spălat multe. 20 de ani de atunci eram umilit și uitat, iar acum nu mai înțeleg noaptea și nici cântecele copiilor prin câmpii. Dar cu toate astea, eu știu că ceva mai măresc și mult mai real decât mine se află în mine, intrat în oasele mele. Neostenit pământ, pune-ți tu semnătura pe pace de tine știută, dă-ne nouă înșine existența noastră. Foarte simplu, extraordinar. Este un poet, așa cum vedem în acest poet luminar de debut, care reionează extraordinar, care a pierdut noaptea și somnul acela frumos, da, pentru a intra cu poezie. Ce frumos spune și spune, chiera incasable, firma la paz que sabes, danos nuestra existencia, a nosotros mismos. Extraordinar. Și când ne gândim acum, dați seama, câte milioane de români și-au schimbat modul de viață. Mă gândesc cu o evoluție teribilă la cei din zona Valencia pe care am cunoscut. Sunt țăranii mei de la Prudul Bârgăului, care n-au, în viața lor n-au știut limbi străine. S-au dus acolo să muncească. Au dat de acest idiom, de această limbă, au învățat această limbă, au învățat cum să intre, cum să-și facă un loc în această țară, despre care probabil că aici nu știau că îl născuse cândva și pe împăratul Traian și pe urmă pe Adrian, care sunt foarte legați de istoria noastră. Au dat de o cultură care se stratificase cu câteva secole înainte ca noi să avem scriere. Și s-au integrat. Și încep să gândească altcumva, au votat ce altcumva ați văzut. Este o Românie extinsă spre Italia, spre Portugalia, spre Spania, mai puțin spre Franța. Este o Românie care se va reflecta treptat spre România interioară. Eu aștept acest moment în care refluxul va veni să mai schimbe puțin lucrurile aici. Deocamdată sunt o mare necunoscută pentru omul politic. Nu face bine omul politic, că nu se gândește la acești români pe care au trăit o dramă minunată a transformării. Este foarte dificil să te duci, să știi că nu ești la tine acasă, să ceri apă și acoperiș la alții și treptat să te integrezi cu zeii tăi, cu tropismele tale, cu obiceiul tău de a tăia pâinea în alte locuri unde pâinea nu se taie ca la tine, unde nu mănâncă cum mănânci tu și așa mai departe, pe care trebuie să înveți să iubești sau să-i faci să te iubească la fel. Deci, închid paranteza, o mare stimă pentru așa zis și căpșunari care sunt, de fapt, aventurierii și ambasadorii noștri. Mare aventurieri. Îi compar cu portughezii care plecau un necunoscut să descopere lumea. Chiar dacă ei credeau că merg în India, așa au zis, cine știe unde credeau cei din Prudul Bârgăului că mergând la Valencia? Unde vor ajunge? Undeva în Spania. Extraordinar. Probabil că de asta m-a îndemnat să mă duc spre Spania și mă duc cu drag și îmi place cum sună și versurile mele în spaniolă. Este tradus. Gădriți să mă laud cu un singur lucru, pentru că asta chiar mi-a făcut plăcere. Un volum de-al meu apărut în Spania a fost remarcat de marele cotidian del país. Și acest cotidian are obiceiul la 1 ianuarie, în loc de editorial, să pună un poem care deschide anul. Și am ales un poem de-al meu și în locul editorialului
A fost un poem de-al meu, înțeles că s-a ventilat pe internet după aceea, dar să revenim tot, vă puțin încă în continuare departe. Vreau să vă spun că eu traduc și las de mână textul numai atunci când el nu mai miroase a traducere. Nu trebuie să miroase a traducere. Trebuie să fi fost scris în românește. Deci trebuie să consider toate elementele importante, toate cheile ascunse ale textului original, dacă se poate și muzicalitatea. Aici trebuie să fii abil, să lucrezi din sintaxă, să lucrezi cu polisemia de bogată a limbii române. Vedeți că eu nu vin cu franțuzismul la dumneavoastră, chiar dacă am trăit 25 de ani în Franța, poate cu un pic de grasiere involuntară. Eu nu vin să vă spun că procesez limba. Eu nu vin să vă spun că este o locație undeva, așa mai departe. Eu nu vin să spun că unul e un suicid, când poate că de fericitor l-a sinucis, cum bine știm, și așa mai departe. Am dat până o sonetă, puțin curios dacă vreți să-l citesc mai târziu. Vă citesc din Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade este pentru mine un exemplu de ceea ce s-ar putea face și la noi. La noi, la un moment dat, poezia a pierdut contactul cu ceea ce se numește gustul popular. Poate să faci o poezie foarte rafinată, cum este Marea Poezie a lui Eminescu, Bacovia și așa mai departe, care merge direct la sensibilitatea cititorului sau ascultătorului, dacă este și cântată, și care, de fapt, este o complexitate dusă de un spirit genial spre simplitate. Simplitatea este ceva greu de obținut. Simplitatea este cea mai elaborată muncă. De ce îi admir teribil pe acest Carlos Drummond de Andrade, care este unul dintre cei mai sofisticați poeți baroci, care poezia lui este infuzată de cultură, de cultura europeană, de cultura braziliană, și totuși textele lui erau cântate la carnavalul de la Rio. La un moment dat erau, la un moment dat deveniseră populare, dar la un moment dat nu se mai știa că sunt textele lui. Și continuă să fie citit. Este tiraje imense se ecuizau din acest poet, care a debutat cu un poem extrem de ciudat. În mijlocul drumului era o piatră. Era o piatră în mijlocul drumului. Ah, nici astăzi nu știu ce sentimente contrare ciudate mi-a provocat faptul că în mijlocul drumului era o piatră. Era o piatră în mijlocul drumului. Aluzie la Dante, Nenezzo del Carmine Nostra Vita, și el zice, nu, piatră. Este o bizarerie, dar este în același timp ceva imobil, este din aceea ceva care vine din noaptea timpurilor și ceva care e închegat din noaptea timpurilor și de ce nu și o piatră din mijlocul drumului poate fi o referință să mă opresc și să mă gândesc la mine. Vedeți? Deci o artă poetică extrem de dificilă, dar în același timp scria despre iubire, scria cu o simplitate extraordinară, care, după părerea mea, trece și în limba română. Ia uitați-vă, această baladă, care este vag mistică, vag jucăușă, foarte jucăușă, și care îmbină cultul marial, deci credința, cultul pentru Maria, pe care l-au catolicii de limbii latine. Ei au un cult teribil pentru Maria, de unde și pelerinajele la Maria în America Latină, dar și în Europa. Și atunci, se numește întâmplare ploioasă. Ploaia mă irita, până să descoper cândva că era Maria cea care ploua. Ploaia era Maria și picătură cu picătură, Maria picura în fiecare duminică. Și umezind moasele mă lăsa ca pe un ogor pe care ploaia îl arași muda. Eu eram tot o plie, un pământ neîngrăzit, iar Maria, creatură bună, doar de ploit. Ea ploua în mine din fiecare gest, din fiecare gând, dorință, sunet și chiar din rest. Era în același timp și furtună și țârâială, neostenita noastră Maria, nocturnă și matinală. Nu te lăsa, Maria, cu ploaie peste măsură, mai bine o simplă versă, o stropeală, o udătură, să nu mă mai inunda cu lichidus plasmatic, încetează să mai fi ca un strivoi, arvatic.
dar eu vorbeam degeaba. Maria continua, cu cât rugam mai mult și mai mult ploua. Și tot ploind, năprasnic în calea mea, de fapt, cu un vin foarte trist, mă muia. Vin ce nici nu căzește, că e apă de ploaie, și mus de cenușă, nu vin bun de butoaie. Răpăioasa Maria, domniță apoasă, ploiță, ploind, ploaie și roioasă. Eu strigam, oprește-te, însă ea, ploind, prin puțuri de apă înghețată, pășea țesând. Și a potopit Maria în casa mea, că apa a început a crește și a se umfla și se alcătui un râu sau o mare, așa ceva, în care am sfârșit prin a mă afunda cu cât valurile mai sus mă sărtau, cu atât ciurloaiele Mariei mai mult turnau. Încetul cu încetul, fără drept de recurs, lucrurile și-au urmat al lor curs și iată toată lumea muiată și scufundată sub sinistra ploaie neîncetată, ființe dintre cele mai ciudate se adunau în această pastă apoasă și protestau împotriva cascadei revăsate prostește, de alta mai aplică nimeni nu-și amintește. Din când în când rugăciuni antepetendum, există în credința catolică, se roagă să vină apă, se auzeau degeaba și roaiele și mai aveam cădeau și mai aman cădeau, iar Maria cu robinetele toate deșurate ploua în continuu pe deșelate. Navele naufrageară, continentele se necară cu toate ființele ce erau pe afară, în timp ce Maria ploua, ba s-a constatat că și fibra umană s-a dilatat și lichefiat. Dar neputând el pământul apă să mai primească, s-a îndurat în sfârșit pronia cerească. Iar Dumnezeu, mânios și poruncitor, a strigat, nu mai ploua Maria. Și asta. Să vedeți, deci, un poet care are această disponibilitate în registrul lui, se gândește tot timpul să-l și capteze pe cititor, să-l și aducă spre el și, de fapt, să-l antreneze în acest mister, să căutăm o limbă ceva care este confuz în noi. De fapt, aceasta este lectura. E un fel de a reuși să meargă de mână un poet cu cititor sau... E contactul foarte dificil și mai ales că se destramă repede. Nu pot suporta... Să mulți poeți și puțin cititor. Nu pot suporta nici să asculti... Nici să-l asculti pe Chopin toată ziua. Nu pot să... Nici pe Schubert. Nu pot să-l asculti toată ziua. Dișoele Müllerin. Nu pot să asculti toată ziua Dișoele Müllerin. Cu fata aceea care merge la apă. Dar, la un moment dat, dacă nu ai auzit, înseamnă că ai făcut degeaba umbră pământului. Să încerc să vin puțin mai încoace. Haideți să vă citești din... Sigur că da, asta vreau să spun. Ați observat că există aici o delicatețe, m-a prevenit la un moment dat, prin care el preferă, cel puțin în primele momente, să prezinte mai degrabă din traducere, pe care vă dați seama că le iubește din pasionalitatea rugii, din felul participativ, cu întreg corpul, poezia se transmite, este o manie în cele din urmă. Sigur, nu toți au acest tip de activ, de activare a poeziei, nu întreg trupul, dar la vinul pământ se vede asta. El și participă la festivalul de poezie, unde sunt sigur că împărtășește experiențe deosebite, în special la cele din America Latină, unde poezia este o religie, dacă ne gândim la marile festivaluri de la Medellin și altele. Da, acolo am văzut o mare, când a fost acolo, m-a sunat la Paris, tocmai venea de la Medellin, da. Unde sunt adevărate carnavaluri și străzile se blochează, poeții din întreaga lume recită, cântă, dansează, poezia se transmite cu totul. Este un spectacol divers. Și viu, este interactiv. Exact. Și atunci îl vedem pe Dinu transportând către noi ceva din magia elementară a celor zone, având-o el, evident, și pe a lui, pentru că am vorbit de acea atitudine care a foarte mult a cosașului, a omului pe ogor, a lui Anteu, cel care stă cu acea de pământul care l-a născut și primește energia și poezia, iată. Și în felul ăsta, ducându-ne el cu vorba, nu citește din poemele sale. Dar vine momentul patinic în care trebuie să
îl avem totuși pe poetul Dinu Plăvânt, dar nu pe traducătorul Dinu Plăvânt, care, iată, se gardează cu, cu cărțile lui Gabonega sau a lui De Rugă sau a lui Carlos Dumont de Andrade. Și îmi mărturisea că acum scriu sonete și a spus excelent, înseamnă că l-a adus profesor pe Ezra Pound, cel care spunea scriu în fiecare zi câte un sonet ca să nu-l pierd mâna. Pentru că meșteșugul nu trebuie uitat, indiferent la ce vers strălucitor alb, aparent zis așa, ai ajuns cu marea poezie și marea tradiție, pretinde ritm, muzicalitate, ritm interior și lucrurile astea sunt vizibile în poezia cu adevărat puternică a câtorva poeți din secolul 20, cei care au părăsit metrica tradițională pentru versul așa zis alb. Este o muncă însă extraordinară acolo, nu mai amintesc acum expresia unui mare poet care vorbea despre felul în care se scrie poezia un vers liber cu acea aparentă depăsare, dar care ascunde o muncă teribilă, pentru că de fapt poezia, spunea el, nu se dă pe mână tuturor manufacturierilor. Dar acum, zice, am părăsit ritmul și rima, nu înseamnă că toți suntem poeți, pentru că putem să și rămâne așa cu cuvintele fără să se opera. Da, eu am intrat în sonet ca un fel de readaptare la patria mea. Locuiesc din decembrie într-un apartament la București și m-am apucat să scriu niște sonete bucureștene. Dar după ce terminasem cartea cu Neruda, el a scris 100 de sonete de iubire pentru Matilde, care sunt fără rimă. Scris de frumusețe extraordinară, să vă citesc ea. Eu am încercat în vreo 3-4 variante de sonet, cele elizabetan și scrâtem necondistic. Cel care ne convine nouă este cel al lui Petrarca, de altfel Voiculescu. Voiculescu și, are, și petrarchizează, dar și merge în școala lui Shakespeare. Sonetul mi se pare o... Este o... Nu numai rigoare, pentru că asta e un obiect extrem de misterios, care captează în jurul lui ca fiind ca obiectele perfecte ale lui Platon. Știți că Platon definea obiectele perfecte și cel suprem era tot de Cairo. Este un obiect perfect, cu 12 fețe, care captează niște energii, de altfel tot ezoterismul antic și medieval aglosat pe tema energiilor care sunt captate de aceste figuri geometrice aproape sacralizate. Sonetul este în sine un obiect care se izolează în interiorul limbii și te îngamnă să fii mai bun decât, și mai riguros decât ai fi când mai și somnolezi. Poi se somnolează deseori. Deci, aici eu am luat și calea asta, nu știu până unde o să merg, și pentru că permite să degajez puțin ironia din mine, vreau să citesc, să încep cu unul dedicat pe Arghezi. Chiar așa începe. Îi fac o vizită lui Tudor Arghezi la Mărțișoara. Bătrânul a șters-o de mult, numai pomii lui dau în floare, dar verbul lui spurcat și sublim e real, asemenea cu această boare de mucegaie peste care frumosul se așează biruitor. Bărfaș, delicat și instinctual al acestui popor, era vecin cu temnița, intrase de două ori la închisoare, apoi și-a ținut o vreme cuvintele din închisoare și a slăbit omul după ce el fusese făcut neom. Eu ador încăpățânarea acestui revoltat care împroșca cu căcat, iertare de sinecdocă, peste toate aceste lecții de posibil din partea ipocriților. Noi doi ne-am împăcat. Iar cartea furiei lui și a luptei lui cu îngerul și cu rada, deși robul de el a scris-o, iar domnii nu mai cetește, îmi luminează verbul și spaima și mă țință sfata. Excelent. Îmi vorbeai la un moment dat despre Arghezi și spuneai că ai dorit să spui ceva. Am scris despre Arghezi. Am pregătit o ediție, am găsit un
mare traducător, un poet tânăr, 28 de ani, francez, jet de jet, care s-a însurat cu o româncă, și a învățat românește din texte. A învățat așa cum a învățat limbi străine din texte, este o metodă extraordinară. Și este singurul care l-a tradus pe argheze, a apărut o mică ediție deja, la Diffiamaps, cu toate nuanțele care există în limba română. Desigur, el fiind un foarte bun cunoscător al limbii franceze și navigând în subteranele acestei limbi și aducând la suprafață echivalențe argheziene. Atunci am învățat de la el, el a spus două lucruri interesante. Venind din partea unui străin, ce românii îl cam disprețuiesc pe arghezii pentru două poeme pe care le-a scris, când a făcut și concesii Partidului Comunist, după ce era smoară de foame și vindea cireșe în fața casei sale la Mărțișoar, și a scris un poem despre opetarea omului, în care, dacă s-ar uita mai bine, niște versuri memorabile, conceptul însuși al glorificării, al beatificării omului, care era frecvent la umaniști în mijlocul veacului al 20-lea și nu-i deloc depășit, au scris și francezi și atâți alții, și a scris un poem despre ultima revoltă țărănească din Europa, despre ultima jacherie, 1907, care este un tragism extraordinar. Și atunci mi-am dat seama câtă dreptate avea acest om, care nu mai vedea poemul lui Arghezi ca și cum ar fi fost comandat de Partidul Comunist. Nici vorbă. Nu a fost comandat. Și e aceeași dramă pe care s-a aplicat și sufletul sensibil al lui Caragiale și Tardip și cel al lui Arghezi. Și în fond, dacă ne gândim puțin, țăranul român este cel mai belit și mai jubelit în continuare de toate regimurile din România, cred că este o dramă care se perpetuează. De atunci, dintr-o dată, am văzut că partea mi s-a luat un văr de pe ochi. Am văzut că poate că are dreptate francezul ăsta, poate că suntem nedrept spanghezii. Unu, că dacă acestea au fost concesiile pe care le-a făcut, nu a fost numai asta, dacă acestea au fost concesiile majore, ca să nu moară și să supraviețuiască, cum bravo lui, pentru că le-a făcut cu mijloacele poeziei. Vreau să vă spun cum atunci am citit poemele respective și nu mi se pare că perimele vin chiar așa într-o cadență, cum îl condamna Iorbarul din alte criterii, evident. Și deși am scris și eu un studiu despre Arghezi, urmează să apară o ediție sporită, aumentată, a lui Arghezi, 150 de poeme părise bilingue, la o foarte bună editură, la Diferos, care are difuzare în întreaga Franță. Era, cel puțin, programul meu, înainte de a interveni acest bordel, neobordel, iertați-mă că aici chiar introduc un franțuzist, știți că în franceză, bordelic nu înseamnă neapărat că ține numai de bordel, ci mai e un haos total. Și în plus este un haos jegos, așa, și de la nivel de bordel. Care este problema în continuare cu Institutul Cultural Român. Din nou, fără stăpân, din nou fără niciun program și la Paris, acolo unde, iată, până și eu cu mijloacele mele, am reușit să conving o mare casă de editură să înceapă publicarea bilingvă a lui Arghezi, când în sfârșit găsim un traducător, dar am găsit unul pentru Bacovia, este Miron Chirofor, care este de 40 de ani în Franța, tradus impecabil. Și așa mai departe. Deci închei paranteza, dar tot m-am lăudat că e furia mea. Furia mea este reală. Furia mea este reală că din cauza politicianismelor se pierd ocaziile unice de a merge cu ceea ce avem legitim să ne arătăm. Cultura noastră, că nu știm să facem computere. Le luăm de la alții, ce bine că știu să le facă alții. Le fac japonezii și le fac americani. De ce să le inventăm noi să facem ceva care va fi sub calitatea lor? Dar cultura noastră nu are ce să ne facă altcineva. Noi, cultura noastră, trebuie să ne ducem noi să ne arătăm.